în limitele categoriei minus 65 de kilograme, MMA clasă B, 18-38 de ani, Petru Ionuț Segărchi, clanul lupilor albaștri, antrenat de Mircea Cubleșan, cu Noni Nicolae, Zoan Galați. Sportivul Petru Ionuț, clanul lupilor albaștri în roșu, Noni Nicolae, Zoan Galați albastru. Deja o fixare a sportivului în roșu. Începe repriza a doua. Petru Ionuț, clanul lupilor albaștri, Noni Nicolae, Zoan Galați în albastru. O repriză interesantă, condusă până în acest moment de sportivul de la Lupii Albaștri, antrenat de Mircea Cubleșan. Trebuie menționat că sportivii din Mircea Cubleșan vin de la MMA Transilvania, doar s-au înscris la Lupii Albaștri pentru a putea participa la această competiție. Nu sunt sportivi pregătiți la noi. Doar dăm o mână de ajutor în parcursul acestora. După această competiție de clasă B va urma campionatul național propriu-zis, acolo unde vor fi mulți dintre sportivii ce au prins de mai multe ori loturile naționale, cu experiență foarte mare în competiții internaționale atât de MMA cât și de Kempo.
Meciul s-a terminat, un meci foarte echilibrat, foarte bun. După cum am văzut eu, cred că roșul va câștiga, da, într-adevăr. Petru Ionuț Șechergăi, clanul lupilor albaștri, antrenat de Mircea Cupleșan din Cluj.